Bună locuitorilor, surpriza! Săptămâna trecută am vorbit despre un film vechi, verifică și review-ul ăla, respectiv Requiem for Dream. Iar săptămâna asta am zis, a, vreți filme vechi? Nu problem, am văzut o grămadă în ultimul timp, dar nu știu am dacă sunteți interesați acum și dacă le pun. Am, am văzut prea multe, le țin prea mult în mine, am tot zis că le grupez, unele o să le grupez. Dar, eh, ok. Astăzi vorbim despre Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pe asta mă gândeam să-l pun de Valentine's Day. Dar de Valentine's Day am vorbit despre Brokeback Mountain. Verifică și ăla dacă dorești. Și ce mă fac? Că totuși l-am văzut, nu? Nu pot să aștept până anul viitor de Valentine's Day. Așa că, dacă îl vedeți, în 2022, 14 februarie, Happy Valentine's Day. Entuziasm pentru filmul ăsta, curiozitate. L-am început o dată, acum mulți ani, eram mic copil, da? Și nu înțelegeam nimic din el. Am renunțat după 40 de minute. Și acum am zis, mă, trebuie să-l verific, e lăudat. Știu și eu înăuntru meu că e bun, dar trebuie să găsesc o stare, o seară, să mă pun cu minte, să mă uit la el. ăsta nu e genul de film pe care îl trântești pe al doilea monitor și mai faci altceva sau ești, aha, uh aha, -huh, uh -huh, da, fain, fain, fain. Și am găsit seara aia, iar acum vine să vorbesc despre. vine vorba de poveste, o să încerc să vorbesc despre poveste și știu că probabil mulți dintre voi vreți să atingă anumite puncte, dar nu vreau să intru în spoilere. Și mulți o să fiți, ai mă sucre, dă te dracu, filmul ăsta e vechi de pe vremea lui, nici nu era Ceaușescu, era regele Mihai. Cum vă tot învăț chiar dacă sunt vechi, sunt mulți tineri și n-au pus mâna pe ele. Câți tineri? De unde timp? De unde se uită la chestii noi? Nu? Așa că trebuie să le păstrăm un pic să fie clean pentru ei. Deci hai să vedem. Avem doi îndrăgostiți. Îi vedem de la început că se întâlnesc, respectiv Kate Winslet și domnul Jim Carrey. Foarte diferiți amândoi ea cu părul colorat și foarte extrovertită, el un om simplu foarte introvertit. Și așa o dinamică, știi? Se ciocnesc ăștia doi într-un tren. Încep să discute cât de cât și avem o poveste foarte drăguță de dracoste. La un moment dat se rupe ceva și observăm că se întâmplă ceva. Și uite, vezi, aici nu știu dacă să vă spun mai multe. Să vă spun ce se întâmplă, Ah, o să spun doar atât. E un experiment și e legat de memoriile tale. Amintirile tale cu cineva. Mai spun atât. Știi când câteodată vrei să scapi de anumite amintiri să nu-ți mai fluture prin cap? Să nu te mai gândești la persoana X sau Y? Dacă ai putea să faci asta. Crezi că ar fi bine? Vă las cu atât. Vă rog, explorați filmul pentru mai mult. Când vine vorba de actori, Kate Winslet m-a surprins și de multe ori mi se pare, cu siguranță, peste Jim Carrey. Îmi place de auto, văd în chestii în ultimul timp, am văzut-o și într-un film de care o să vorbesc mai, mai încolo, o să vedeți, o să vedeți dar uh, mi-a mi plăcut mai mult caracterul ăsta ei excentric pentru că putea să devină obositor și clișeic la un moment dat și n-a fost, pentru că e pus în anumite ipostaze. Jim Carrey un pic one note. În momente cu Jim Carrey, când aflăm mai multe despre el, despre aventura lui și se vede că e pus într-o ipostază unde trebuie să ofere mai mult și Jim Carrey o face. Și mi-a plăcut, deci nu, nu pot să comentez că a fost ceva foarte rău când vine vorba de el, nu au fost strâmbături, nu au fost glume aruncate a Iurea, totul a fost elegant din partea mândurora. Cine mai apare în serialul ăsta e un Mark Ruffalo foarte tânăr și uite de asta am fost surprins că îl stim acum pe Mark Ruffalo din că e Monstru Verde din Avengers sau tipul ăla cu multe probleme din I Know This Magistru nu a făcut un rol extraordinar, dar a fost interesant și mai apar fețe familiare pe parcursul acestui serial, dar vă las să le descoperiți și voi. La zile pentru mine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, a fost un film foarte bun, foarte relaxant, dar în același timp la un moment dat devine foarte haotic. Dar nu e de rău, e clar că filmul ăsta are un stil al lui, de la culori, la scene, Interesante sau dramatice în mintea ta știi, te surprinde tot timpul. Are o parte normală când e filmat normal și arată anumite acțiuni de cuplu sau separat. Și are o parte mai fantasy, mai fantastică, cu multe chestii simbolice și trebuie să înțelegi ce se întâmplă sau de ce se întâmplă anumite chestii într-o locație. Să ai grijă. Să nu te uiți prea mult. Uh, a dormit la filmul ăsta și să fi stai un pic, de ce, de ce e Jim Carrey mix sub o, o masă în bucătărie, că nu înțeleg. Da, filmul cere cumva să fii atent la el și, și asta nu înseamnă că e rău sau că nu-ți oferă chestii ca să te țină prins în film. Mi-a plăcut și dinamica sau chimia dintre cele două personaje jucate de Kate Winslet sau Jim Carrey, mi-a plăcut, a fost superb. V-am spus de la început că există un clash și unde duce toată treaba asta e foarte frumos. E și o scenă la final cu o casetă care îmi aduce aminte de Mary Story. Când vorbesc ei doi și se aud, cum e, o să vedeți și o să o recunoașteți când vedeți filmul sau știți deja despre ce vorbesc. Sunt mai multe chestii frumoase în filmul ăsta, de la chestii happy până la chestii foarte triste. Este cel mai bun film de la Jim Carrey sau a devenit filmul meu preferat unde joacă Jim Carrey? O perioadă lungă filmul meu preferat a fost numărul 23 și probabil dacă aș revedea filmul ăla astăzi nu cred că mai este unul din filmele mele preferate. Dar pot să spun ce este Truman Show. Truman Show cu siguranță până astăzi pentru mine rămâne cel mai bun film în care a jucat Jim Carrey. Dar asta e foarte aproape. Dar vezi tu Truman Show e cumva condus de Jim Carrey și, și, și toată nebunia aia știi? În timp ce ăsta e condus de amândoi. De Jim Carrey și de Kate Winslet. Plus lumea asta magică sau ce se întâmplă în ea. Eu nu pot să spui că sunt la fel. Dar dacă, mă, dacă există o chestie la fel e Jim Carrey nu? Și tu mă întrebi, e mai bun ca ăla? Mă, nu știu, pentru mine nu ne neapărat, dar m-am uitat la amândouă, îmi plac amândouă, te ajută? Nu, eu vreau să-l văd pe cel mai bun. Atunci au uitat la serialul Kidding cu Jim Carrey. Deci da, am, am fost surprins de la scene minunate, gen cinematice, pe gheață, la submasă, la... To Totul e foarte ba cald, ba rece, ba galben, nu știu, e, e o paletă de culori superbă. Și plus că e lumea asta magică, cu niște caractere magice, nu știu, e tot foarte frumos când vine vorba de filmul asta. Acum să nu crezi că filmul e doar happy life, e magie, e frumos, nu există, cum am zis, niște momente unde o să fii, te ții un pic de scaun, mă înțelegi. Dar cred, cred că merită și pentru tineri deși, v-am spus, eu când am fost tânăr și am încercat să văd filmul asta prima oară, am renunțat, era prea mult pentru mine, erau prea complicat, prea multe chestii aruncate. Deci nu știu ce să zic, la ce vârstă începe să devină deja optim sau să înțelegi ce se întâmplă acolo. Mă bucur că l-am revăzut și că n-am renunțat la el, asta pot să spun. Pentru mine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind primește scut complet. L-ai văzut? E unul din preferatele tale. Intenționez să-l vezi acum. Lasă-mi în secția de comentarii. Link în descriere. Vreau să-l mulțumesc și locuitorilor rebel care susțin treaba asta cu butonul de join aici pe YouTube sau pe cafea sau Twitch. Mulțumesc foarte mult! Urmează tot mai multe clipuri, așa cum v-am spus și cum vă obișnuiesc, da? Subscribe ca să nu le pierzi. Apasă pe clon ne vedem data viitoare.